Perfect. Și acum, haideți să trecem la, următoarea întrebare. Și, de fapt, înainte de întrebarea pe care vreau să, scot în evidență, sunt câteva întrebări de la Bob Proctor. Și, practic, cred că, dacă vai tu oricum îl știi pe, Bob Proctor, pur și simplu e autoritate mondială în ce înseamnă abundență și în schimbarea paradigmelor. Ok? Și el spune că majoritatea oamenilor se întreabă practic întrebările greșite, da? Și de asta am pus întrebările astea pe care deja am parcurs o parte din ele și următoarele care vin, pentru că creierul nostru gândește și produce rezultate în funcție de ce întrebări îi pui. Ok? Și el spune că, uite câteva întrebări, de fapt, întrebări greșite pe care unii oameni și majoritatea oamenilor și pun. De exemplu, chiar merit să ating scopul ăsta, rezultatul ăsta? Oare chiar pot să fiu mai de succes? Oare chiar pot să fiu fericit sau chiar merit să fiu fericit? Da, oare chiar pot să fiu un soț bun sau un tată bun sau un prieten bun sau un amant bun? Ok? Își pun întrebările astea dintr-o postură de îndoială. Ok? Adică, oare chiar pot să ating rezultatul ăsta? Ok? Astea sunt întrebări greșite. Întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui. Cum fac să obțină treaba asta, nu? Și iată, nu asta e întrebarea. Și asta e o întrebare iară foarte, foarte puternică. Da? Pentru că, într-adevăr, oamenii de succes se gândesc tot timpul la cum pot să fac. Da? În schimb, acum vreau să ating cu un alt aspect. Da? Deci întrebarea este, oare acest rezultat mă merită? Ok, deci nu dacă eu merit să ating rezultatul ăsta, ci dacă rezultatul ăsta e demn de mine. Da? Și Earl Nightingale practic spunea lucrul ăsta. Deci practic succesul este realizarea progresivă a unui ideal care merită realizat, a unui ideal demn de tine. Da? Deci întrebarea dacă oare pot să ating lucrul ăsta sau dacă merit să fiu un soț bun sau merit să am succesul financiar nu e întrebarea bună. Okay? Va trebui să-ți găsești scopurile, rezultatele, idealurile care să te merite ceea ce ești tu din interior. Okay? Pentru că ești o ființă spirituală împuternicită cu puteri supranaturale. Și poți să faci, asta e ce puțin convingerea mea despre mine, ok? Asta e una dintre convingerea mea și despre ceilalți din jur. Că avem potențial absolut incredibil. Da? Și în momentul în care începem și ne punem întrebările astea, da? Dacă oare scopul ăsta pe care mi l-am pus eu, rezultatul ăsta pe care vreau să-l ating, oare chiar mă merită? Oare ăsta e, adică doar la nivelul ăsta pot să lucrez? Da? Tot Bob Proctor zicea în felul următor, dacă un ideal, dacă un scop nu te sperie și te entuziasmează în același timp, înseamnă că nu e de ajuns de bun, înseamnă că nu te merită. Ok? Deci trebuie să fie un scop care te entuziasmează și te sperie în același timp. Atunci știi că e un scop bun. Da? Simpla idee că ai putea să se materializeze scopul tău, să te sperie și să te entuziasmeze în același timp. Când ajungi la sentimentul ăsta, atunci știi că ai un scop bun. Știi că ai un rezultat bun pe care îl cauți. Ok? Foarte important. Și haideți să vedem de ce e așa de important. Pentru că e vorba de postura ta pe care o ai tu cu tine. E vorba de cum te vezi tu pe tine. E imaginea de care o ai tu despre tine și despre ceea ce este posibil. Și anume că eu sunt stăpânul universului meu. Eu îmi controlez realitatea. Toți ceilalți sunt invitați în realitatea mea, ok, și pot îndoi universul la comanda mea dacă îmi doresc cu adevărat ceea ce îmi doresc. E o altă postură din care să vezi viața ta, din care să vezi afacere și toate lucrurile. Se leagă de calea, știi de care vorbeam, ok, da, de calea pe care ți-o dai vieții tale. Ok, și după cum zice și Donald Trump, dacă tot gândești, măcar gândește mare. Ok, pentru că în același timp poți să ai un gând mărunt care să te limiteze
sau poți să ai un gând imens care să te împuternicească. În același timp... Deci, oare bună aici, oare nu joc prea mărunt? Da, exact. Oare nu joc prea mărunt? Ok? De ce nu? De ce nu eu? Da? Și că suntem la scopul, la întrebarea asta. Deci, stai foarte, foarte serios cu tine și întreabă-te. Scopul ăsta pe care mi l-am propus eu, mă merită cu adevărat sau e mărunt? Da? Pentru că am parcurs faza de ce e important pentru mine și cum mă simt, da? Deci am trecut de faza aia de suc interior, ok, care să te miște. Ok? Adică eu unul asta e convingerea mea fundamentală, că dacă nu faci ceva care să te merită cu adevărat, care să te entuziasmeze și să te înfricoșeze în același timp, înseamnă că joci mărunt. Înseamnă că nu tinzi spre atinge potențialul tău, știi?